Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Voi cu Voicu. Vă propun un subiect interesant în această seară. O întâlnire foarte dragă și o persoană foarte dragă mie, doamna academician profesor Georgeta Filiti. Ați cunoscut-o când am vorbit despre jurnalul de dragoste a Reginei Maria. Și în această seară vă provoc la o altă temă interesantă. Dincolo de lucrurile istorice și foarte clare, o să vorbim în această seară despre Carol al II-lea, lucruri mai puțin știute despre el, o poveste de dragoste despre care n-am știut, o poveste de dragoste cu Ella Filiti. O să vedeți că are o legătură cu doamna profesor, nu este o coincidență de nume și nici nu poate fi, pentru că Filiti nu e Ionescu, ca să fim foarte sinceri. Suntem la Casa de Licitație Historic. Mulțumesc foarte mult domnului Cezar pentru că ne-a găzduit. Și nu întâmplător suntem aici, pentru că o să vedeți filmate de colegul meu Liviu Dochița niște manuscrise unice care au aparținut lui Emil Cioran și Mircea Eliade. O să vedeți de asemenea prima ediție a poeziilor lui Mihail Eminescu, Bacovia, și o carte poștală cu semnătura în original a lui Ion Luca Caragiale, o licitație care va avea loc la Casa de Licitații Historic. Așadar, aveți toate motivele să rămâneți alături de noi în această seară. Doi dintre cei mai importanți filozofi români, Mircea Eliade și Emil Cioran, au ajuns dușmani din cauza unei femei frumoase. Sorana Țopa, cunoscută actriță din București, i-a cucerit pe rând pe cei doi și din cauza rivalității în amor, Eliade și Cioran au ajuns dușmani și în viața publică. Sorana Țopa, o frumoasă actriță blondă din lumea mondenă a Bucureștilor interbelic, a fost mărul discordiei dintre Mircea Eliade și Emil Cioran. Sorana a fost inițial iubita lui Eliade. Părăsită de filozof, actrița l-a ales drept confident și partener de amor pe Cioran. Cei doi au început să se dueleze și să se atace reciproc într-o serie de articole. Dușmânia a ținut câțiva ani. Sorana Țopa, fiica unui negustor de origine din Bacău, s-a născut pe 14 februarie 1898, a urmat conservatorul de artă dramatică din Iași și a debutat în actorie. A fost angajată de Mihail Sadoveanu ca stagiară a Teatrului din Iași în 1918, iar apoi pe scena Teatrului Național. O actriță pasională, atât de carnală în rustica și blondina ei înfățișare de fică a stepei, așa o descrie criticul Eugen Lovinescu. La București, frumoasa actriță intră în cercurile literare, publică proză și versuri și devine o prezență constantă în cercul zburătorului. Devine de asemenea membru important al grupării intelectuale Criterion, din care făceau parte Mircea Eliade și Emil Cioran. Aici îi cunoaște pe cei doi titani și începe o relație cu Mircea Eliade. Ieșită din pana unui scriitor rus, fuior de aur în fuziune, ea e numai lumină, păr blond, ochi albaștri. Originea sa merge în stepele catiușelor cu priviri de peruzele, înăuntru cărora veghează un suflet și numeroase cazuri de conștiință, o mai descrie Lovinescu. La începutul anilor 30, când a cunoscut-o pe Sorana Țopa, Eliade era un râvnit și curtat profesor la universitate. Tânăr universitar, în jurul căruia se spune că roiau femeile, era prins în două relații. Se iubea cu Sorana și în același timp avea o relație cu o banală funcțională, Nina Mareș, femeie divorțată cu un copil de crescut. Cea de-a doua iubită avea nu numai o situație complicată financiar, ci și o istorie tragică în spate. Fusese căsătorită cu un ofițer și căzuse pradă unei pasiuni fulgerătoare pentru un locotenent din Brașov. Pentru acesta, din urmă, și-a lăsat soțul și și-a abandonat căsnicia. Familia amorezului s-a opus însă relației. Locotenentul a fost trimis într-o misiune la Paris și a fost căsătorit forțat cu o altă femeie. Nina a aflat știrea din ziare. În timp ce aștepta întoarcerea iubitului acasă, iar șocul trăit a fost unul major. Eliade a cunoscut-o ca femeie singură, cu o fetiță de 11 ani în întreținere. Filozoful a fost prins între relația cu funcționara Nina și actrița Sorana, mai bine de o jumătate de an. Romancierul care nu putea decide între cele două femei a considerat în 1932 că cel mai bun lucru pe care l-ar putea face ar fi să pună capăt ambelor relații. A ales să-și anunțe pe rând iubita în legătură cu decizia sa. Întâmplarea a făcut ca prima oară să meargă la Nina și, având impresia că aceasta vrea să se arunce pe geam la auzul veștii că ar fi părăsit-o, a cerut-o de nevastă. Se spune că alegerea Ninei ca partener oficial ar fi regretat-o ulterior și că mulți ani după, gândul filozofului a rămas la Sorana Țopa. Despărțirea lui Eliade de actriță a fost îndelung comentată în cercurile mondene. S-a spus că Eliade nu ar fi avut curaj să-i spună personal vestea Soranei și l-ar fi însărcinat cu anunțul despărțirii pe amicul său Cioran. Sorana Țopa s-a apropiat de Cioran și acesta i-a devenit confident și iubit.
Erijat în cavaler și orbit de pasiunea pentru frumoasa actriță părăsită de Eliade, Cioran își atacă colegul filozof într-un articol numit Omul fără destin, publicat în ziarul Vremea. Peste ani, Cioran avea să recunoască că articolul în care l-a atacat pe Eliade a fost cauzat de suferința în amor pe care acesta i-o pricinuise soranei. Mircea Eliade a ripostat și el într-o serie de articole. Într-unul dintre ele, care s-au vrut replici la atacurile lui Cioran, Eliade scria: când nu mai e nevoie să vorbim despre noi. Cred că nu mai e nevoie să vorbim despre noi. Toată lumea știe că trăim un ceas întristat și deznădăjduit, că suntem lichele și neputincioși, că ne înneacă descompunerea, lașitatea și cinismul. Unde întorci capul, nu auzi decât strigăte, burfeală, critică și tânguire. Ne lamentăm fără niciun orgoliu, ne pierdem vremea plângând, ne risipim energia în critică, în negații, în argumente. Dacă un străin ar asculta spusele noastre și nu ne-ar cerceta și viața, ar crede că suntem cea mai bătută de Dumnezeu țară, că ne aflăm în plac unei catastrofe definitive, că totul este pierdut pentru totdeauna. Suntem cu adevărat un popor fără orgoliul suferinței, sau mai precis, am pierdut cu desăvârșire acest orgoliu. Eliade și Cioran s-au împăcat mulți ani mai târziu în Occident. Se spune că actrița Sorana Țopa nu l-a uitat niciodată pe Eliade, considerat marea sa dragoste. La moartea filosofului, actrița ar fi exclamat: păcat de Mircea că nu s-a realizat. Actrița s-a dedicat scrisului și a creat piese de teatru apreciate de public și critici. Cea mai cunoscută piesă scrisă de actrița, Călătorie în Întuneric, a fost distinsă cu Marele Premiu al Teatrului Național din București. Naia Ionescu a asemănat-o pe Sorana Țopa cu Marele Eminescu. După Eminescu, Sorana este cel mai mare dar pe care Iașiul a făcut culturii române. Cu Eminescu a asemuit-o și Cioran. La noi, Eminescu a fost declarat un anim, o apariție inexplicabilă. Cunosc însă o femeie de o adâncime sufletească remarcabilă, care pentru acest păcat e declarată de întreaga lume o simplă aiurită. În ciuda celebrității din epoca trecută, Sorana Țopa, actrița frumoasă care a stârnit furtuni între cei doi titani filozofi, a murit în anonimat în 1986. Mircea Eliade s-a născut în 1907 la București și s-a stins din viață la 79 de ani la Chicago. Acesta a fost cel mai mare istoric al religiilor, un scriitor de seamă, a peste 80 de volume și eseuri, dar și un renumit și distins profesor la Universitatea din Chicago. Cu toate că ne mândrim pentru faptul că o personalitate așa marcantă pentru aceste domenii la român, Eliade a fost un personaj controversat din diverse puncte de vedere. Scriitorul român a învățat limba italiană pentru a putea citi în original operele lui Giovanni Papini, un scriitor italian renumit pentru volumele precum Un om fără sfârșit, Gog, Diavolul sau Amorbul filozofilor. De asemenea, Eliade s-a inspirat mult de la Papini, acesta devenind un model cu care românul empatiza foarte mult. Nina Mareș pare să fie alter ego-ul Ilenei, eroina din romanul scriitorului Nuntă în Cer. Tema volumului pornește de la o dragoste perfectă și cutreieră până la destin, surprinzând iubirea dintre Mavrodin și Ilana. Personajul feminin emană un mister desăvârșit și este caracterizată de două direcții. Felul în care acesta dispare și faptul că rămâne complet marcată de prima sa dragoste. Când Mircea Eliade încearcă să se despartă de Nina, aceasta îi dă impresia că vrea să dispară, să se sinucide, vorbind despre faptul că nu poate să-și piardă mare iubirea a doua oară, întocmai ca Ileana. Chiar dacă a călătorit mult și a locuit multă vreme peste meleaguri, Eliade și-a scris toate operele în limba română. Acesta susține că a scrie în limba maternă este singura cale de a simți în continuare legat sufletește de România. Un student de la Universitatea din Chicago a învățat limba română tocmai pentru a putea traduce operele marelui scriitor. Eliade a fost pasionat de latura fantastică și ocultă a lucrurilor, influențe puternice pentru această aviditate a scriitorului, având o călătoriile sale în Asia. Acesta și-a manifestat aceste curiozități atât în volumele științifice, de istorie, a credințelor religioase, dar și în novelele și povestirile fantastice, culminând cu apariția cărții Ocultism, Vrăjitorie și mode culturale. Pe vremea comunismului a fost un personaj tabu pentru România, întocmai precum și opera sa, din cauza simpatiilor legionare arătate în tinerețe. Se spune chiar că prietenul său, Constantin Noica, cu care se cunoștea din perioada liceului, a fost condamnat în 1958 la 25 de ani de închisoare, deoarece a citit și promovat în rândul românilor volumul Noaptea de Sânziene, aparținându-i lui Eliade. Da, profesor, mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Și eu vă mulțumesc. Doamna profesor, ați avut ocazia unică să țineți în mână acest jurnal al doamnei Ela Filiti și să vă întrebați, desigur, unde este jurnalul Lucarul al Doilea, dacă el există.
Da, dar vedeți, de asta meseria de istoric te ține în priză, aș spune, totdeauna, pentru că, iată, oricând poate să vină cineva cu un manuscris. Dați-mi voie să fac o mică paranteză. Acum aproape 20 de ani sună cineva la ușă, o persoană, un bărbat, care era edentat, adică nu avea dinții din față, și mi întinde un manuscris. Doamnă, n-am dinți, dar am acest manuscris și vreau să-l vând. Cerea o sumă foarte mică și era vorba de un manuscris al altei rubedenii ale mele, Dora Distria. Sigur, când am văzut imediat, mi-am dat seama că e vorba de Dora Distria. Începuse publicarea operelor ei complete în spațiul românesc și se scoseseră două volume și al treilea era anunțat, ăsta. Dar anunțul rămăsese în vânt din 1872. Și eu am acum acest manuscris și sper să-l pot publica. Sigur că întârzi, pentru că mai am alte lucrări și e destul de mare, sunt 600 de pagini. E o poveste foarte interesantă, de fapt, este o istorie a Imperiului, a Turciei, Turcia, dacă vreți, puțin modernă, adică de la mijlocul secolului XIX, însă scrisă cu un condei de bărbat, cu aparat critic, cu judecăți de valoare foarte serioase, este o lucrare absolut excepțională. Cu totul neașteptată. De aceea trebuie să credem, iată, și pentru jurnalul lui Carol al II-lea, Jurnal de tinerețe, că s-ar putea să apară de undeva. De ce este interesant jurnalul Elei Filiti? Pentru că textul e aproape jumătate-jumătate. Ea scrie și pe urmă, din vreme în vreme, îl dă lui. Și el anotează pe marginea spuselor ei. Și lucrul este invers. E, de fapt, un dialog scris, doamna profesor. E un dialog scris. Și eu am avut fantezia când am tipărit volumul, îmi pare rău că nu l-am adus, l-am scos acum câțiva ani la Corint. Textele ei sunt scrise cu literele obișnuite de tipar, de tipografie. Textele lui sunt cu culoare albastră, deci imediat vezi diferența. Doamna profesor, haideți să începem cu începutul. Care este legătura între dumneavoastră și Ela Filiti? Doamna, familia Filiti vine din Epir și ei au început așa în sfera religioasă, dacă vreți. Adică este un Dositei Filiti, foarte școlit în spațiul grecesc, care vine în calitate de călugăr în spațiul românesc, unde era nevoie și de erudiți, și de oameni muncitori și determinați. Și așa se face că foarte repede ajunge stareț la o mănăstire, mănăstire a Sfântului Nicolae, care s-a aflat pe locul actual al Cecului. Și omul avansează în grad, dacă se poate spune așa, până ajunge mitropolit al țării românești. A murit în 1826, între timp însă, el și-a adus foarte multe neamuri. Neamurile acestea s-au căsătorit în spațiul românesc și, dacă vreți, s-au situat rapid în elita țării. Câțiva dintre ei, că sunt ofițeri, sunt juriști, sunt academicieni, e o întreagă familie. Și, evident, este și un senator, Nicolae. E, acest senator, care era frate cu socrul meu, acest senator are o fată și un băiat. Și ăștia copilăresc împreună cu viitorul Carol al II-lea la Sinaia. El este puiul Filiti, care îi va deveni bun prieten și aghiotant regelui, și ea, Ela Filiti, este marea dragoste de tinerețe a prințului Carol. Acum, sigur, dumneavoastră o să spuneți, poveștile de dragoste sunt mai mult sau mai puțin banale. Poate că tocmai banalitatea acestei legături o face astăzi atât de fermecătoare, că noi avem puțin tentația, nu numai noi, în lumea întreagă, să fie povești mai strani, mai ciudate, mai neașteptate, mai nepotrivite, cu scandaluri, cu reclamații, eventual cu o crimă la mijloc sau nu știu ce.
Ori asta e o poveste teribil de gingașă. Teribil de gingașă și care se plămădește încet, încet. Și să știți că Regina Maria a privit-o cu simpatie. Trebuie să vă spun că era o modă, o modă pe care noi astăzi o înghițim a nevoie și cred că veți fi de acord cu mine, și anume, foarte des oamenii se adunau și citeau o carte. Adică unul citea cu glas tare și ceilalți ascultau. Lasă că astăzi noi citim mai puțin, chiar singuri în casă, dar să mai facem și lectură de asta comună e de neînțeles. Ori, la palat, în jurul anului 1906-1910-15, să știți că exista acest obicei. Și ăștia doi stăteau pe o canapea ținându-se strâns de mână și sigur că se făceau că ascultă și lecturile care puteau să fie din Vicky Baum, din Thomas Mann, din literatura pe care și-o dorea Regina Maria. Era o treabă și de bună cuvință. Dacă Regina te poftea la o lectură... Da, nu prea aveai cum să zici nu. Nu prea aveai cum să zici nu, dar nici Regina nu se putea uita la fiecare cât de atent urmărește. Și atunci ăștia doi mai aveau ocazia să șoptească lucruri drăguțe, lucruri frumoase și mai ales să corespondeze. Sunt aceste jurnale, la fel e o modă, o modă care astăzi pare trecută. Nu cred că există. Poate câțiva oameni socotiți pe mult sau mai puțin nebuni își țin un jurnal în care zi de zi să noteze ce au făcut. Dar aici, jurnalul Elei Filiti, nu e vorba cu ce face ea. Sigur că amintește, eu știu că s-a dus colo-colo. Jurnalul e orientat în primul rând spre dragostea ei pentru Carol. La un moment dat, când ea e foarte, foarte desperată, că și asta e un lucru interesant, te-ai fi așteptat ca ea să tot creadă că vor fi împreună toată viața și cel care se retrage, el era prinț moștenitor, nu? Îl aștepta altă situație socială și altă situație și de cu cine să căsătorește, nu? Ori el e cel mai încrezător. Ea îi spune, dragă, va trebui să ne despărțim, n-avem ce să facem. Dar eu probabil mai târziu voi ajunge să mă căsătoresc. Îmi dai voie, dacă am să am un copil, să-l botez, Carol? Și el spune, dar nu te gândi, noi trebuie până în ultima clipă să ne nădăjduim că vom fi împreună, că vom fi toată viața împreună. Evident că lucrul nu s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat, aș spune, nu din nestatornicia binecunoscută a lui. A lui, nu. A fost drama războiului. Și scena e aproape cinematografică, e foarte bine descrisă de alții, s-a păstrat și în familie. Ba, trebuie să vă spun că la un moment dat, într-un Crăciun, au și jucat-o la noi acasă câțiva actori și mă veți întreba de unde până unde aveai actori la... Nu erau actori la dispoziție. Erau actori care mi-au făcut cinstea să vină la mine acasă. De ce? Pentru că soțul meu, Manole Filiti, care venea văr cu această Ela Filiti, înaintea mea fusese căsătorit cu Mimi Enăceanu, cu actrița. Și atunci el rămăsese foarte legat de lumea teatrului. De la Beligan, la Simona Bondoc, toată lumea asta venea, Adela Mărculescu, venea la noi. Și lor le-a făcut plăcere să monteze la un moment dat această scenă, care trebuie să mă credeți că este pitorească. De ce? Dumneavoastră știți că altă poveste de dragoste în familia regală română a fost cea între prințul Ferdinand și Elena Văcărescu. Și deși exista o cutumă, pentru că nu e scrisă undeva în statutul casei regale ca căsătoriile să se facă la nivelul familiilor regale, cu alte cuvinte să nu existe căsătorii morganatice pentru prințul moștenitor.
Și atunci, dacă i se întâmpla nenorocirea să se îndrăgostească, trebuia să se... Trebuia strunit. Strunit, trebuia să se sacrifice și asta era. Sigur că prințul Ferdinand a suferit foarte mult, dar trebuie să spunem un lucru. Cu toată rigiditatea lui Carol I, cu toată educația lui germană și cu toată strădania de a face din România o țară funcțională, cum a și reușit, și pe tron să urmeze o persoană care respectă niște reguli, regele Carol a cedat în fața celor doi tineri pe care i-a văzut că se iubesc. Și atunci au sărit oamenii politici și au spus, Majestate, nu se poate. Noi am făcut un lucru. Am cerut, generația pașoptistă, am cerut principe străin, care să fie străin de intrigile noastre. Acum, principele moștenitor, dacă se căsătorește cu o pământeancă, asta nu va fi bine. Asta vor începe iar intrigile, familia ei, sper să familia Văcărescu, îl aduce pe ăla, pe ăla, pe ăla, nu se mai termină. Ne întoarcem de unde am plecat. Prin urmare, vă rog să nu acceptați această căsătorie. Și așa s-a întâmplat. Deci căsătoria nu s-a consumat, ea a suferit și regina Elizabeta, care o susținuse teribil, dar în mintea regelui Ferdinand, povestea s-a păstrat. Și atunci, când peste ani, în 1916, la rândul lui, băiatul lui, viitorul rege Carol al II-lea, se îndrăgostește de Ella Filiti, el găsește o soluție foarte elegantă. Îl cheamă pe tatăl fetii, pe senatorul Nicolae Filiti, și îi spune, domnule senator, te rog să pleci din țară. Începuse războiul. Te rog să pleci din țară cu fata dumitale, ca să se termine această idilă între băiatul meu și fata dumitale. Nu putea senatorul decât să asculte. Și atunci se consumă această scenă care s-a montat în grădina noastră din strada Icoanei 14, și anume, senatorul este în tren, la gară, cu fiica lui, ea plânge desperată, și pe peron este Carol, cu un grup de prieteni, care și a rămas bun de la Ella. Acum, ce se întâmplă? Prietenii aceștia formau un grup care era faimos în societatea mondenă a vremii, așa numită birjărie. De unde venea birjăria? Erau băieți și fete. Dar printre ei era și Grigore Gafencu, viitorul ministru de externe, care în timpul primului război mondial a fost aviator. Și mai erau unii la fel. Era, sigur, Puiu Filiti, era și Zizi Lambrino. Zizi Lambrino nu era birjăreasă, era prietenă cu ei. Și Ella Filiti, Carol plânge jos, ea plânge sus. Și Ella de la fereastră îi spune, Zizi, te rog să ai grijă de Carol. Atâta i-a trebuit, practic. Atâta i-a trebuit, pentru că Zizi n-a avut scrupulele ei. Dumneavoastră știți foarte bine că într-o relație între un bărbat tânăr și o femeie tânără se merge foarte departe și se merge firesc, că la urma urmei oamenii de asta sunt făcuți, nu? Să cunoască și dragostea trupească, nu să rămână numai la nivelul scrisorilor și jurnalelor. Ori ea pleacă, o să vă mirați, regele le-a spus să plece, dar firește, i-a lăsat să-și aleagă țara unde să vor statornici, numai că suntem, Europa întreagă e în război și nu pot să plece oriunde. Vroiau să ajungă în Occident, dar au trebuit să plece prin Rusia. Și ei pleacă prin Rusia, ea îi scrie în continuu și scrisorile acestea există, parte din ele le am eu, parte le-am și publicat, e o poveste. Dar în Rusia fiind, îi scrie și zice, uite, eu sunt la Hotel Rasia și jos, pe un tank,
E unul, se numește Lenin. Și dă din mâini și are o șapcă, îl descrie pe Lenin. La vremea aceea, vă dați seama, pe urmă Lenin ajunge, cine îl știm foarte bine. Și are câteva scrisori în care descrie foarte plastic această Rusie care dă în clocot, nu? Și pe urmă, prin Suedia, ajung în Anglia și acolo rămân până să potolesc lucrurile. Sigur, corespondența între ei va înceta și, pe urmă, încurcătura lui Carol cu Zizi a făcut imposibilă reapropierea lor. În familia noastră mai era o istorie care rămâne așa foarte tristă. Ea s-a căsătorit și a avut un băiat, nu l-a botezat Carol, fiindcă ar fi fost prea evidentă treaba, s-a numit Teodor, dar căsătoria n-a fost fericită, n-a durat, dar s-a întâmplat ceva. Această Ela Filiti, după nașterea copilului, a rămas o femeie ciudată. Și toată familia a înconjurat-o așa cu multă tandrețe, dar nu mai era o femeie normală, practic. Și sigur că s-au avansat tot felul de idei, între altele. Sunt puține femei, foarte puține, și ea se pare că a fost una din ele, care după naștere nu-și mai revin. E o traumă. E trauma post-naștere. Post-natală. Traumă, poate că e impropriu spus. Totuși e un moment crucial, nu, în viața unei femei, pe care trebuie să-l depășești. E, se pare că ea nu l-a depășit. Dar dincolo de ce avea să se întâmple, vă spun, revenind la acest jurnal, are enorm de multă tandreță. Ei evocă, sau dacă ea uită ceva, adaugă el. Și sunt câteva povești surprinzătoare. Vă vine să credeți, oamenii ăștia tineri, care citeau, care dansau, care petreceau împreună, se duceau la picnic, el învățase, era o modă. Vedeți că de-aia se numește modă, că sunt niște practici care vin și se duc. Vă vine să credeți? El făcea mai toată ziua mămăligă. Să te duci să mănânci mămăligă cu adaosurile respective, cu smântână, cu brânză, cu unt, cum mai știu eu ce, la stână, la Sinaia, la Prințul Carol, era nemaipomenit, își aminteau toți. Și el era el însuși era un mare mămăligar, dar în același timp un fabricant de mămăligă, adică și avea ceaune acolo pe care le curăța, le îngrijea, adică e o treabă care aș zice că n-a durat în familia regală, dar rămâne caracteristică și totdeauna Ela era alături, dar mămăliga o făcea el, nu ea. Cum se întâmplă astăzi, nu? Că de obicei femeia învârte mămăliga. S-au mai văzut vreodată, doamnă profesor? Nu s-au mai văzut. Vă spun, ea a suferit foarte mult și el, care încet, încet să lasă copleșit, să lasă dominat ca bărbat de această Elena Lupescu. Și nu e o taină acum, mai ales că și dacă ar fi încercat ăștia să o păstreze, el s-a confesat cuiva, unei guri bogate, lui Argetoianu. Și Argetoianu a avut grijă să scrie. E singura femeie care mă satisface în intimitate. Și atunci, pe lângă numeroasele pasade pe care le-a avut, eu știu, se aduceau femei de către Gavrilă Marinescu, prefectul Capitalei, sau să mai întâmpla să ducă în dreapta, în stânga și petrecea o noapte sau o jumătate de noapte cu cineva, femeia lângă care a rămas până la moarte a fost această Elena Lupescu și în jurnalul lui, care a fost publicat și acum, iată, e republicat de directorul muzeului Peleș, când
Ela moare. Cea care îl consolează este chiar Elena Lupescu. Acum, consolare, vă dați și dumneavoastră seama. Ela moare în România, ei sunt în Portugalia. În Portugalia, da. Și sigur că nu costa nimic să-l consoleze. Și el își amintește așa cu oarecare vagă tandrețe. Ceea ce, până la urmă, îi face cinste. Dar mie mi-a făcut plăcere să tipăresc acest jurnal și dintr-o pricină. Imaginea pe care noi, societatea de după Carol, o avem despre el, că a fost domnitorul culturii, că a condus 10 ani țara într-un context în care Europa era foarte frământată, în care extremismul înflorea într-o parte sau într-alta, fără îndoială, așa a fost. Dar în jurnalul ăsta este imens de multă tandrețe, este imens de multă gingășie. Nu pot să vin acum, dar ați trimit acest buchet de flori. Ți-am trimis cartea aceea, ai citit-o, cum ți-a plăcut? Ei citeau foarte multe versuri. Și din frecvența cu care își trimiteau aceste cărți, trebuie să credem că iubeau poezia, nu? Da. Că nu era o chestie formală, hai să-ți mai trimit o carte, după 2 săptămâni îți trimit alta să văd. Nu. Efectiv, ei trăiau aceste lucruri. Sunt și unele considerente, dacă vreți, despre politica țării. Și vă amintiți că noi am avut prilejul inedit, aș zice, de a evoca un jurnal de dragoste al mamei lui Carol. Dragoste consumată cu cine? Cu cumnatul primului ministru multă vreme a țării, Ionel Brătianu. E vorba de Barbu Șterbei. Ori, Carol, să știți că în acest jurnal îi mărturisește Elei și Ela nu poate decât să fie de acord cu el, această respingere, această intruziune socotită în familia lor a lui Barbu Șterbei. Prin urmare, de atunci, de când asta se întâmplă în 1915-16, cum vă spuneam, jurnalul, încă de atunci el avea un resentiment marcat față de Barbu Șterbei, încât în momentul restaurației în 1930, când vine, să dezlănțuie împotriva... Da, dar cumva roata s-a întors, doamna profesor, apropo de relația lui cu Ela Filiti și de faptul că a fost obligată să plece din țară. Cumva, vedeți, a fost pus în situația mamei lui? Într-un fel, cumva, zic eu. Sigur că a fost pus, pentru că totuși Ferdinand s-a gândit la ce s-a întâmplat cu el. Nu i s-a îngăduit. Și acum el, Ferdinand, ce atitudine ar fi trebuit să ia în cazul acestui început de idilă? Și de fapt nu era început, pentru că primele scrisori sunt din 1909 și ea undeva spune, zice, e vremea când eu la Paris fiind, mă rog, ea e trimisă la Paris, cum erau trimise toate fetele astea. Își făceau un stagiu acolo, mai stăteau pe la școlile catolice, învățau nu știu ce, învățau foarte bine franțuzește, că alminter jurnalul e în franceză, cu inserții de latină, de engleză. Engleză și de română. Și asta e, și să știți că româna și a unuia și a altuia e fără greșeală. La engleză, la franceză mai zbârcesc câte un cuvânt, câte o ortografie a unui cuvânt, dar la română se pricep amândoi foarte bine. Totuși, trebuie să înțelegem și trebuie să-l înțelegem și pe Ferdinand. Cred că la el a fost un zbucium în sufletul lui. Ce fac eu cu băiatul meu? Au mai trecut vremurile. Oare societatea românească îmi va îngădui? Eu mă grăbesc să spun că această familie Filiti, care însoțise familia regală ca ofițeri, ca avocați, ca istorici, ca diplomați, totuși,
Era o familie de condiție bună, dar și văcăreștii fuseseră, nu? Nu puteai să spui că era o femeie oarecare de nu știu unde. Încât cred că i-a fost greu lui Ferdinand, dar poate că a luat hotărârea bună. Pentru că între Ela Filiti, care era o fată fermecătoare și toți spuneau că era adorabilă, Carol se uita la ea așa ca la o icoană, totuși era vorba și de prestigiul țării, de ridicarea României, altfel decât s-ar fi întâmplat dacă această Ela Filiti devenea regina țării. E bine că s-a întâmplat așa, cu alte cuvinte, că a fost o căsătorie aranjată între prințul Ferdinand și principesa Maria de Marea Britanie și Irlanda de Nord. Doamna profesor, vreau să vă întreb ceva. Percepția societății despre Carol al II-lea are legătură doar cu partea asta a lui, cum să zic eu, de iubitor de femei, ca să zic așa. Din păcate. Din păcate. Însă, să punem adevărul în limitele lui istorice, doamna profesor. Ca rege, ca reprezentant al României, totuși Carol al II-lea a avut niște realizări foarte mari. Sigur că e mult mai interesantă povestea lui de dragoste și cu Elena Lupescu și cu boala de care suferea el intimă, să zic așa. Haideți să-l punem acolo, în locul lui din punct de vedere istoric. Vedeți, a fost o șansă, dacă vreți, ca omul acesta să se afle în fruntea țării noastre într-o perioadă de mare efervescență. A avut și șansă și neșansă. A avut șansa să se înconjoare de o echipă extraordinară și rămâne o întrebare. Oamenii aceștia erau în jur de 45-60 de ani care l-au înconjurat. Și dacă la venirea, la terminarea celui de-al doilea război mondial, oamenii ăștia n-ar fi fost exterminați de puterea de expresie sovietică, în fond, care a condus țara, nu? După 45, e mare întrebarea ce înfățișare ar fi avut România. Sigur că, în primul rând, el este socotit un voievod al culturii. Acum, mie mi-e foarte greu să devin apologet al regelui, pentru că el a îngăduit niște lucruri, a susținut niște lucruri, a susținut cultura, s-au creat fundații remarcabile, s-au tipărit opere extraordinare, au fost participări strălucite la expoziții internaționale, dar să știți că el din caseta proprie n-a dat niciodată niciun leu. Ori dacă noi cercetăm viața de zi cu zi a lui Carol I, trebuie să luăm aminte la generozitatea la care nu te-ai aștepta din partea unui neamț, pe care a observat-o acest rege tot timpul. Și nu mă refer la incendii, să incendia o casă, un cartier, imediat trimitea bani din caseta proprie. Erau inundați, erau bolnavi de nu știu ce, sărea în ajutorul lor din banii proprii. Carol n-a făcut-o niciodată. Sigur, este o epocă, dacă vreți, de strălucire. Dar în același timp, uimitor, viața lui, dincolo de acest devergondaj, care e o realitate, să știți că acest Carol al II-lea ducea o viață sub aspectul mâncatului, de pildă. Știți, meniurile pe care le am de la Palatul Regal, de ce? Pentru că acești filiți erau mereu poftiți la masă. Poftirea nu se făcea ca acum, îi dai unuia telefon, vino mă să mănânci cu mine. Dacă vrei să mănânci cu mine acasă, dacă nu mergem la birtul din colț. Era o întreagă ceremonie, adică era cineva de la palat însărcinat cu așa ceva, domnul și doamna cutare sunt poftiți la dejun, li se indica și cum să fie îmbrăcați. Exista și ce conținea meniul, doamnă profesor? Absolut. Meniul ăsta este surprinzător de modest. Și îți dai seama că nu e o modestie izvorâtă din zgârcenie,
ci pur și simplu regele simțea nevoia să mănânce o supă de zarzavat și, pe urmă, o friptură cu o salată și o prăjitură sau un fruct, ceea ce nu era cazul în vremea lui Ferdinand. Hai să ne amintim, dumneavoastră știți foarte bine, Ferdinand a murit de cancer. Și e mare întrebarea dacă acest cancer nu a fost generat și de mâncatul lui în exces. Era gurmand. O, Doamne, mai mult decât gurmand, te uimești. Te uimești la micul dejun ce putea să mănânce, adică fripturi instalate cu tot felul de garnituri, lucruri complicate, sosăraie multă, se interesa tot timpul. Era un mâncăcios și probabil că avea și arderile bune și cât a trăit, a mâncat și a fost fericit. Ori n-a fost cazul cu Carol. Carol a avut alte excese, dar în materie de mâncare a fost teribil de sobru, Carol al doilea. Nu știu să vă spun de ce. Totuși, ca personalitate în domeniul culturii, trebuie să spunem că s-a impus și a mai știut să facă ceva. A știut să impulsioneze în așa fel factorii de decizie în anume domenii anume să se manifeste cu strălucire. Vă vine să credeți, a existat o expoziție. Poate odată o să-i consacrăm o emisiune, știți de ce? Pentru că s-a păstrat un fel de carte de impresii. E vorba de expoziția universală din 1937 de la Paris. Expoziție în care, vă dați seama, fiecare țară, la Paris se țineau de multă vreme, s-au ținut și la Londra, fiecare țară își aducea produsele cele mai extraordinare. Unul își aducea o mașină, altul își aducea o baniță de orez, de orz. Cum a fost cazul nostru, nu eram o țară industrială, nu eram o țară manufacturieră, eram o țară exportatoare de produse prime. Trec peste structura lor. Participarea noastră la expoziția din 1937 a fost de-a dreptul spectaculară și această carte, care este imensă, e plină cu remarci, cu observații despre expoziție și cu foarte multe desene. E ceva absolut delicios. Marele filozof original din Rășinar, județul Sibiu, a trăit aproape jumătate de secol cu Simone Weil, o profesoară de limbă engleză pe care a cunoscut-o când aceasta era studentă. În amurgul vieții, Cioran a trăit o pasiune adolescentină pentru o tânără de 35 de ani pe care a numit-o blestemul său indispensabil. Într-unul dintre extrem de puținele sale interviuri, această doamnă, Simone, vorbește despre cum l-a cunoscut pe Cioran și cum a fost viața alături de el. În interviu, Simone povestește că l-a cunoscut pe Cioran la o cantină în studenție, cum s-au mutat împreună, dar vorbește și despre capriciile marelui filozof. Îmi amintesc prima vizită a lui Constantin Noica. Când am rămas o clipă singur, m-a întrebat verde în față, cum îl puteți suporta pe Cioran? Și i-am zis, dar și el mă suportă pe mine. Adevărul e că Cioran era pur și simplu imprevizibil. Nu te plictisai niciodată cu el, dar era imposibil să faci un plan. De pildă, hotăram să plecăm în vacanță. Înainte de a pleca, scoteam absolut tot din priză, goleam frigiderul, ajungeam acolo, făceam alte cumpărături, umpleam acolo frigiderul și nici nu ne instalam bine că spunea, gata, plecăm. Aruncam tot ce era în frigider, reveneam la Paris și trebuie să facem iar cumpărături, a spus Simon. În același interviu, ea vorbește și despre vacanțele petrecute împreună. Plecam cu bicicleta sau pe jos, cu câte un rucsac în spate. Uneori, puneam și cortul. Eu aș mai fi oprit la câte o gazdă, dar era foarte spartan. Descoperiserăm drumurile de pe marginea canalelor. Avea un farmec teribil. Am făcut 10 de kilometri așa. Plimbările lungi îi plăceau peste măsură. Să plece cu bicicleta sau să meargă pe jos însemna să golească conștiința, să nu mai există decât în peisaj. În mișcarea pasului. Am fost în Spania, dar și în Italia și Anglia. De cele mai multe ori am făcut turul lor pe biciclete. În America a fost invitat de foarte multe ori, dar a refuzat să meargă. Era teamă de avion. N-a zburat nici măcar o dată în viață. În 1951 am primit eu o bursă. Nu voia să mă lase să plec, dar era o șansă extraordinară pentru mine, așa că n-am cedat. M-a condus la aeroport, era palid și m-a privit tot timpul cu reproș. Am plecat cu un sentiment de culpabilitate.
În 1981, Fridgar Toma, pe atunci în vârstă de 35 de ani, mama unui copil și doctorant în filosofie, îi scrie pentru prima dată lui Emil Cioran, atrasă fiind de scrierile lui. În general, toate frazele lui aveau prospețimea sănătoasă a celor lucruri care trec drept viciate sau cinice, în realitate însă sunt eliberate de tabuuri printr-o manevră elegantă. M-am hotărât curând să-i trimit la editor o scrisoare acestui Cioran, despre cărui viață nu aveam habar. Avea să scrie mai târziu Fridgar Toma. La momentul respectiv, Cioran avea 70 de ani și trăia de decenii bune cu Simon B., seminsurat, cum avea să-i scrie el ei mai târziu într-o scrisoare. Între cei doi s-a născut o profundă legătură intelectuală materializată printr-o corespondență purtată între anii 1981-1991. Cioran s-a aruncat cu toată ființa sa în iluzia acestei legături cu o femeie superbă pe care a numit-o într-una dintre scrisori blestemul său indispensabil. După moartea lui Cioran, Fridgar Toma a publicat într-un volum povestea legăturii cu filozoful și parțial câteva scrisori. Volumul a fost tradus în limba română de Nora Iuga cu titlul Pentru nimic în lume, o iubire a lui Cioran. Starea de a fi singur era religia mea și, într-adevăr, eu m-am simțit întotdeauna singur, firește, cu unele excepții. Cea mai ciudată e cea de acum. Ați devenit dintr-o dată centrul vieții mele, zeița unuia care nu crede în nimic, cea mai fericită și nefericită întâlnire vreodată. După ce am vorbit ani în șir cu sarcasm despre asemenea lucruri, că iubirea trebuia să fiu pedepsit într-un fel și chiar sunt, dar nu regret. După ce am vorbit ani în șir cu sarcasm despre asemenea lucruri ca iubirea, trebuia să fiu pedepsit într-un fel și chiar sunt, dar nu regret. Mai bine iadul cu dumneavoastră decât binecuvântarea de unul singur. Sunteți blestemul meu indispensabil, a scris Cioran. Mulțumesc foarte mult, abia aștept să ne revedem cu o altă provocare. Mulțumesc foarte mult colegilor mei, Liviu Dochița și Claudiu Roșoiu. Mulțumesc Casei de Licitație Historic. Vă mulțumesc noastră că ați fost alături de mine. Vă aștept și sâmbăta viitoare la Voi cu Voicu. Rămâneți cu colegii mei. Începe jurnalul.